Când Sfânta Evanghelie vorbește de chemarea celor întâi ucenici al lui Hristos, am socotit de cuvință să vă vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu adresată oamenilor. Să știți că chemarea lui Dumnezeu este de mai multe feluri și cu multe planuri dumnezești. Uneori Dumnezeu cheamă la sine pe toți când zice: întoarceți-vă către mine și veți fi mântuiți. Voi cei ce locuiți cele mai îndepărtate meleaguri ale Pământului. Eu sunt Dumnezeu tare și nu este altul. În al nou zice: veniți la mine tot ce osteniți, împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Iarăși vedem că chemarea lui Dumnezeu este adresată mai ales celor păcătoși. După cum care zice cuvântul: n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Mijloacele prin care Dumnezeu cheamă pe oameni la mântuire sunt felurite. Chemarea dumnezească cea mai mare, mai aleasă, s-a făcut prin Iisus Hristos. După cum a prorocit Isaia, zicând: neamurile care nu te știau pe tine, Doamne, te vor chema, popoarele care nu te cunoșteau la tine vor alerga. Sau când zice: eu când mă voi înălța de pe pământ la voi, îi voi trage pe toți la mine. Zice Marele Apostol Pavel, prin care am luat har și apostolie ca să aduc în numele Său la ascultarea credinței toate neamurile, între care sunteți chemați și voi ai lui Iisus Hristos. Chemarea oamenilor la mântuire se face prin Duhul Sfânt, cu multă răbdare, după mântuirea care zice: și tu l-ai îngăduit, te-ai îngăduit pe ei ani mulți și le-ai deșteptat tăluarea aminte prin Duhul tău, prin prorocii tăi, dar ei nu și-au plecat urechea către tine. Dumnezeu cheamă pe oameni la pocăință prin prezența zidirilor sale, care zice: cerurile spun slava lui Dumnezeu, facerea mâinilor lui o vestește tăria. Mulți oameni înțelepți de Dumnezeu, văzând frumusețea, armonia minunată a zidirilor, au ajuns la cunoașterea ziditorului a toate, căci întreaga creație mărturisește că este opera mâinilor lui Dumnezeu. Aceasta spune și Sfântul Apostol Pavel, zicând: cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere, Dumnezeire, așa că ei să fie fără cuvânt de apărare. Iar Solomon zice că din mărimea, frumusețea, făpturile poți să cunoști bine socotindu-te pe cel zidit. Este o chemare a lui Dumnezeu după alegere, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe care a hotărât mai înainte pe aceștia și chemat, pe care a chemat pe aceștia și îndreptat, iar pe care a îndreptat pe aceștia prea slăvit. Dar să nu înțelegem greșit că Dumnezeu, pe care mai înainte a hotărât pe aceștia, i-a chemat și i-a îndreptat. Această chemare după alegere nu o face Dumnezeu fără voia omului, El fiind dator știitor, cunoscător de inimi. Cheamă pe aceia care sunt vrednici de chemare, adică pe acei pe care mai înainte îi vede că vor voi să urmeze și să păzească totodată poruncile lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, să știți că nu se lește pe nimeni. Oamenii au libertatea să primească și să conlucreze cu harul ca sau să-l respingă. Cei din tâi se mântuiesc, ceilalți nu. Auziți ce zice: iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva
glasul meu, se va deschide ușa, voi intra la El și voi cina cu El și El va cina cu mine. Așadar să înțelegem că, deși oamenii nu se pot mântui singuri, ci prin har, totuși mântuirea lor atârnă de libertatea lor, ca să lase să pătrundă harul lui Dumnezeu întru ei sau nu. Și să se mântuiască sau nu. Deci Dumnezeu mântuiește sau osândește pe oameni, după faptele lor. Vederea de mai înainte a lui Dumnezeu nu înrăurește libertatea oamenilor. Am însemnat acestea aici pentru a ști că chemarea, alegerea oamenilor spre mântuire nu se face de Dumnezeu fără voia lor. După cum afirmă unii, Marele Apostol Pavel ne spune, rugați-vă să fiți vrednici de chemarea voastră. Cu alte cuvinte, ne spune să nu fim nepăsători față de chemarea lui Dumnezeu, ci să unim voia noastră cu voia lui Dumnezeu și să lucrăm cu frică de Dumnezeu și cu cutremur pentru mântuirea sufletului nostru. Dar la ce cheamă Dumnezeu? La această întrebare vom răspunde cu cuvintele Dumnezeu și Scripturii. Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu ne cheamă la împăcare cu El. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, Dumnezeu ne cheamă de la întuneric la lumină. Dumnezeu ne cheamă de la moarte la viață. Dumnezeu ne cheamă la pace. Dumnezeu ne cheamă la împărtășirea cu Hristos. Dumnezeu ne cheamă cu slava veșnică a lui Hristos. Dumnezeu ne cheamă la mântuirea de veci. Dumnezeu ne cheamă la împărăția slavei Lui. Dumnezeu ne cheamă la viața veșnică. Iată, iubiți credincioși și credincioase, la câte fericiri și bunătăți veșnice ne cheamă pe noi Bunul Milostivul Dumnezeu. Oare câte datorii avem noi păcătoși și a-L iubi pe Dumnezeu, a-L asculta pe Dumnezeu, a dobândi atâtea nenumărate bunătăți fericiri la care El ne cheamă, din avenie mărgită, milă, bunătate, fără de asemănă. Aici lucrează, în timp ce urmează, vedem că cele rele le așteaptă pe acei care resping chemarea lui Dumnezeu. Cei care resping chemarea lui Dumnezeu se depărtează harul Duhului Sfânt de ei. Cei ce resping chemarea lui Dumnezeu ajung la orbire duhovnicească. Cei care nu ascultă, resping chemarea lui Dumnezeu, ajung la rătăcire. Și vor fi pedepsiți vremelnic. Cei ce resping chemarea lui Dumnezeu, ajung la depărtare de Dumnezeu. Iubiți credincioși, până aici v-am vorbit despre chemarea în general pe care o face Dumnezeu către tot omul. Căci nu este om care să nu aibă pe pământ o chemare dumnezeiască. Însăși nașterea noastră trupească, adică chemarea din neexistență la viață, este o chemare a lui Dumnezeu, căci nimeni nu ne se naște fără voia, pronia Lui. Apoi fiecare om este chemat și rânduit de sus să aibă un rol, o menire în viața aceasta pământească. Unul este chemat să fie tată, altul mamă, mamă de copii, altul este chemat să lucreze cu mâinile sau cu mintea, să îngrijească pe cei bolnavi, să învețe pe, să educe pe oameni, să conducă popoare, să facă opere de binefacere, să slujească într-un fel societatea în care trăiește. Pe lângă această chemare ferească, dumnezească, adresează fiecare om și chemarea duhovnicească, de a cărei împlinire sau respingere depinde mântuirea sau osânda noastră. Dumnezeu ne cheamă la credință, la pocăință, la rugăciune. Dumnezeu ne cheamă la împlinirea faptelor bune, la adevărata trăire în Hristos. Adică la sfințenie, desăvârșire. Fiți sfinți, precum și eu sunt sfânt. Fiți sfinți, că eu, Domnul Dumnezeu vostru, sunt sfânt.
Dar Dumnezeu cheamă pe unii oameni cu viață sfântă la împlinirea unei misiuni Dumnezeu speciale. Mult mai înalte pe pământ, așa au fost chemați și aleși în Vechiul Testament, regii, profeții. Iar în Noul Testament, apostoli, episcopii, preoții, mucenicii, toți sfinții. Iubiți credincioși, în Sfânta Evanghelie de astăzi, ni se vorbește chemarea primilor a patru apostoli. Pe când umblau Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care arunca mreaja în mare. Pe ce erau pescari, le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăundă, lăsând mrejele, au mers după el. De acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacob și Zebedeu. Pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor. Dregându-și mrejele, i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia pe tatăl lor, au mers după dânsul. Erau multe corăbii cu pescari galileeni pe mare, dar Hristos, Mântuitorul lumii, numai pe unii a chemat la sine. Pentru această chemare, misiune dumnezească, de a fi martor la învierii apostoli propovăduitori ai Sfintei Evangheliei până la marginea pământului. I-a chemat dintr-o corabie pescărească în altă corabie duhovnicească. I-a chemat din corabia grijilor pământești în corabia Duhului Sfânt, care este Biserica Mamă Ortodoxă, pe care avea să o întemeieze Hristos până această chemare. Cei patru ucenici își împlineau chemarea cea de întâi lucrând cu mâinile lor să trăiască. Acum a fost chemați și aleși de Fiul lui Dumnezeu ca să fie pescari ai lumii, vânători de oameni, propovăduitori, vestitori ai Sfintei Evanghelii, a întemeierii Bisericii lui Hristos pe pământ. Aceasta este chemarea adevărată. N-a chemat Hristos la apostolat nici oameni bogați, n-a chemat nici oameni învățați, nici cunoscuți, cinstiți. A chemat pescari simpli, oameni săraci, fără învățătură, oameni smeriți, curați la suflet, ca să smerească pe cei mândri, să musle pe cei necredincioși, să ridice pe cei căzuți în întunericul necunoștinței de Dumnezeu. I-a chemat Hristos la sine goi, cerându-le să se lepede de cele pământești, să se lepede de avere, de rude, de prieteni, de trofia aceasta, aceste vezi și al face să fie ucenici, apostoli și mărturisitori. Vedeți, iubiți credincioși, pe cine cheamă și alege Hristos, vedeți ce chemare face și ce le promite. Vă voi face vânători de oameni. Adică nu le promite averi pe pământ, ci din potrivă, le spune cu alt prilej că veți fi urâți de toți oameni. Pentru numele meu, acei patru ucenici galileeni nu se tem, nu se împotrivesc Duhului Sfânt, nici nu se duc mai înainte la lor să-și ia rămas bun. Ce îndată, lăsând corabia, pe tatăl lor au mers după el. Vedeți ce înseamnă ascultarea fără condiții. Ascultarea este sacră. Vedeți credință simplă, curată la cei de jos. Vedeți lepădare de sine la apostol. Părăsesc hotărâți toate și intră cu curaj în școala lui Hristos. Cea mai înaltă școală din toată lumea, din toate timpurile. Aici aveau să învețe Petru, Andrei, Iacob, Ioan, ceilalți ucenici, episcop, preoți, tainie credinței lui Dumnezeu. Să învețe puterea rugăciunii. Adâncul smerenii, tăria blândeții, înțelepciunea Duhului, râvna apostoliei, îndrăzneala mărturiei evanghelice lui Hristos. Avea să învețe cea mai înaltă teologie a Duhului Sfânt, meșteșugul vânării sufletului omenești. Apoi vedeți că apostolii, slujitorii Evangheliei, nu se cheamă și nu se alege singuri,
Și Domnul îi cheamă, îi alege, îi învață, îi întărește și suflă peste ei Duhul Sfânt și numai după aceea îi trimite să vestească cuvântul mântuirii la toată lumea. Din Sfânta Evanghelie de astăzi vedem că nici predicatorii sectarilor și a tot felul de grupări religioase nu au chemare și o alegere specială. Căci nimeni i-a chemat, nimeni i-a sfințit, suflând peste ei Harul Duhului Sfânt. Nimeni i-a trimis în lume să predice după mintea lor Evanghelia Mântuirii. De aceea nu trebuie să ascultăm decât de toți adevărații slujitori, Sora lui Dumnezeu, ai Bisericii Hristos, care sunt urmași direcției Sfântul Apostol prin hierotonie canonică, adică prin punerea mâinilor episcopilor rânduiți de ca preoți în satele bisericile ortodoxe. Dacă toți avem o chemare, o misiune de la Dumnezeu pe pământ, să vedem ce chemare anume avem fiecare dintre noi și dacă ne împlinim cum toate trebuie cu adevărat. Cei mai mulți credincioși sunteți căsătoriți și aveți familie, copii. Vă împliniți cum se cuvine oare datoria de creștini ortodoși și cea de părinți? Veniți regulat în sărbători la biserici? Vă rugați acasă cu copiii dumneavoastră? Vă spovediți regulat în Sfintele Posturi? Iertați pe cei ce v-au supărat? Aveți smerenie, credință tare în Dumnezeu, răbdare, necaz, veți? Vă împliniți datoria de soț, soție, născând copii așa cum ați făgăduit la cununie, nu-i ucideți? Vă creșteți copiii în frică de Dumnezeu sau îi lăsați de capul lor? Iată câte întrebări se pun celor căsătoriți, de la care Dumnezeu așteaptă tot atâtea răspunsuri. La fel cei necăsătoriți, văduvile, bătrânii sunt întrebați de Hristos dacă merg regulat la biserică, dacă duc o viață curată, dacă se roagă, citesc cărți sfinte, dacă se spovedesc la timp, se împărtășesc cu trupul sângele Domnului. Astăzi, mai mult ca oricând, ne cheamă Hristos la pocăință, la biserică, la fapte bune care ne aduc bucuria mântuirii. Fiecare dintre noi, iubiți credincioși, să ne deschidem inima pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru o viață creștinească, mai înaltă, mai curată, cât mai sfântă. Apoi să ne cercetăm dacă am făcut sau nu măcar o parte din Sfintele noastre datorii creștinești, care ne-am împlinit menirea pentru care am fost creați. Iubiți credincioși, să rugăm pe Mântuitorul să ne lumineze, să ne ajute să ne împlini cu Sfințenie marea noastră chemare de creștini și fii ai Bisericii lui Hristos în vecii vecilor. Amin.